Marioana Cantacuzino. S-a născut pe data de 21 aprilie 1936 la Fălticeni, fiind fica cunoscutului aviator Bâzu Cantacuzino și a Ancăi Diamandi și, nu în ultimul rând, nepoata prin alianță a lui George Enescu. Aceasta, împreună cu câțiva colegi de liceu, practic niște copii, vor înființa în toamna anului 1949 organizația anticomunistă Pătratul Roșu, grup ce avea ca scop sprijinirea sub orice formă a acțiunilor partizanilor din munți, în mod direct, elevii confecționând manifeste scrise cu creionul pe hârtie de caiet și distribuite vecinilor, hârtiuțe care conțineau mesaje împotriva regimului comunist, proaspăt instalat de sovietici. În urma acestor acțiuni, peste 3 ani, pe data de 11 iunie 1952, Marioana, împreună cu toți componenții grupului, vor fi arestați după ce în prealabil au fost turnați la securitate de unul dintre ei. Eroina noastră va fi condamnată la 4 ani de închisoare sub acuzația de complot și acțiuni subversive împotriva statului și va petrece 2 ani și 11 luni în închisorile comuniste, fiind mutată de 13 ori de la o temniță la alta. După ieșirea din închisoare, sub stricta monitorizare a organelor de represiune, Marioana va deveni o prolifică autoare de literatură sub numele de Oana Orlea. Va reuși în anul 1980 să se stabilească în Franța, unde va cere azil politic și unde se va stinge din viață pe data de 23 iulie 2014. Glorie eternă eroilor neamului!